Stimați telespectatori, vă spun din nou bun găsit la o nouă rubrică, o rubrică dedicată presei ucrainene din România. Ca de obicei, îl avem alături de noi invitat pe domnul lector universitar dr. Ioan Herbil, responsabil la specializarea de limbă și literatură ucraineană în cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai și în același timp vicepreședintele Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Cluj. Bine ați revenit la noi în studio, domnule Herbil. Bine l-am regăsit. Cum spuneam și cum, după cum bine știți, stimați spectatori, avem această rubrică dedicată presei ucrainene, o rubrică lunară în care împreună cu domnul lector universitar dr. Ioan Herbil răsfoim presa ucraineană și de asemenea aflăm și ce alte apariții editoriale în care au legătură cu comunitatea ucraineană mai avem. O să începem cu, ca de obicei, cu revista Curierul Ucrainean, singura de altfel editată în limba română. Să vedem ce mai scrie așadar Curierul Ucrainean, ce mai apare în Curierul Ucrainean în numărul din iunie 2013. Să începem cu prima pagină, avem un titlu foarte, foarte important, 200 de ani de existență a ucrainenilor din județul Tulcea. Semnat chiar de redactorul șef al revistei, domnul Ioan Ropciuc. Este vorba despre o manifestare pe care a organizat-o Uniunea Ucraineană din România, filiala Tulcea, pe 7 și 8 iunie anul acesta, când s-au marcat 200 de ani de viață ucraineană în Dobrogea. Aș citi de aici, așezarea ucrainenilor în nordul Dobrogei este legată de momentul lichidării Sicei Zaporojene de către țarina Ecaterina II a Rusiei în anul 1775. Pentru a se salva de represalii, circa 8.000 de cazați zaporojeni, cu încuvințarea în altei porți, s-au stabilit în zona deltei Dunării, formând pentru aproximativ 15 ani o tabără militară, Sicea Transdunăreană, care era similară cu cea de pe Nipru numită Zaporoska Sici. La manifestare au participat excelența sa Teofil Rendiuc, ministru consilier al ambasadei, reprezentanți de seamă ai Uniunii Ucrainene din România și reprezentanți din conducerea, să zic așa, orașului Tulcea. Pe pagina a doua... Da, am văzut pe pagina a doua un material despre o masă rotundă pe tema Ucraina, stat european, la inițiativa Ambasadei Ucrainei în România și, de asemenea, un articol mai amplu despre o întâlnire română-ucraineană privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei Munții Maramureș, un lucru important pentru comunitatea de etnici ucraineni din Maramureș. Acest proiect, care se derulează deja de ceva timp și au fost mai multe etape în care s-a încercat deschiderea acestui punct de trecere a frontierei în Munții Maramureșului. Este vorba de punctul de trecere care sperăm că se va deschide, Poen de sub munte, localitate în Maramureș și RMC în regiunea Ivano-Frankivsk. Până acum avem doar acel punct de trecere în Sighet, peste Tisa, binecunoscutul. Pe pagina 4, Arema Oneșciuc ne informează că și aduce argumente solide că Lugojul este un model de respect interetnic, ținând seama că aici, alături de români, trăiesc sârbi, maghiari, germani, ucraineni, slovaci și alte naționalități. Avem un articol pe pagina 7 despre cea de-a 6-a ediție a Zilelor Culturii Slave la Cluj-Napoca, un material amplu despre ce s-a întâmplat, despre ce a însemnat componenta culturală și componenta științifică în cadrul acestui eveniment, acestei manifestări. Și mai departe vedem că sunt veterani din ce în ce mai puțin. Pe pagina 9 întâlnim un articol semnat de Colea Cureliuc. Referitor la tradiția, să zicem așa, locuitorilor din comuna Dărmănești, județul Suceava, cade înălțarea Domnului, pe care o consideră și pe bună dreptate și ziua eroilor, să depună coroane la monumentul din localitățile care compun comuna respectivă. Din păcate, veterani sunt din ce în ce mai puțin și este și o listă a celor care au mai rămas în viață din localitățile respective. De pe pagina 10 aflăm că la mijlocul lunii mai, școala din Cacica a fost gazda concursului național de valorificare a obiceiurilor și tradițiilor aparținând minorităților naționale, împreună în diversitate, ediția 4-a, un concurs realizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Suceava și cu filiala Suceava Uniunii Ucrainenilor și sub egida Ministerului Educației Naționale, unde s-au întâmplat mai multe lucruri frumoase cu tinerii și tinerii etnici ucraineni. Pe pagina 11 avem articolul semnat de
profesor doctorand Paul Romaniuc, zilele școlii din Rona de Sus, una dintre cele mai vechi școli cu predare în limba ucraineană din satul Rona de Sus, atestat și el la 1360. O localitate cu populație majoritar ucraineană. Iar pe pagina 12 și 13 avem două cărți foarte interesante, prezentate de Mihai Pokorski. Este vorba de Hatmanul Ivan Mazepa, scris de Teofil Rândiuc, ministru consilier al ambasadei Ucrainei în România, și chestiunea refugiaților de peste Nistru din perioada 1919-1936, scrisă de Vadim Buzun. O lucrare Buzun. Foarte laborioasă a domnului Rândiuc despre Ivan Mazepa, cunoscut și necunoscut, o carte de circa 500 de pagini, realizată în niște condiții tipografice de excepție. O să trecem la Vilne Slovo, Cuvântul Liber, următoarea revistă, editată o revistă în limba ucraineană, de data aceasta. Primele pagini ale revistei, mai exact paginile 2, 3, 4, 5 și 6, sunt dedicate celei de-a șaptea etape naționale de recitare a poeziei ucrainene, desfășurat între 7 și 9 iunie anul acesta la Sighetul Marmației. Un articol foarte amplu în care sunt descrise toate etapele acestui eveniment. Avem și rezultatele concursului. Câștigătorii pe pagina 6. Da, sunt cuvintele de salut adresate de președintele Uniunii Ucrainene din România, Ștefan Buciuta, de poetul Ivan Covaci, de doamna Elvira Codrea, consilieră în Ministerul Învățământului. Pe pagina 7 avem aici un articol despre acordarea unei diplome care are o semnificație aparte, unei diplome acordate președintele Uniunii Ucrainenilor, domnul Ștefan Buciuta. Este prima diplomă acordată de Patriarhul României, în cazul acesta Preafericitul Daniel, președintelui Uniunii Ucrainenilor din România, pentru ajutorul acordat în ridicarea Bisericii Ucrainene Ortodoxe din Reșița. Așa, și întâlnim tema Huțulă, adică un articol despre huțuli pe pagina 8, un articol semnat de către Iuri Cega. Da, Iuri Cega aici ne aduce niște date foarte importante, și anume că în 1584, în poemul, odată cu apariția poemului Roxolania, deja se vorbea despre acea populație care ulterior va fi numită sau denumită huțulii. Pe pagina 9 avem un articol despre venisajul unei expoziții, deschiderea expoziției de fotografii pe Cerska Lavra din Kiev, o expoziție dedicată celor 1025 de ani de la creștinarea Rusiei Chievene, și o expoziție organizată de către Centrul Cultural Informativ al Ambasadei Ucrainei la București. Despre conferința științifică dedicată celor 200 de ani de la înființarea SICEI Transdunărene ne semnalează într-un articol Irena Moise, redactorul șef de la Naj Holos. Avem și un articol despre o proiecție specială care a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, o proiecție a celebrului film al lui Dovzhenko, Zemlea, Pământ, un film care a avut parte de un acompaniament live deosebit al formației Daha Braha din Ucraina, o variantă restaurată pe care o promovează centrul Dovzhenko, un centru care se ocupă de restaurarea filmelor vechi, filmelor mute ucrainene în general. Iar, ca de obicei, paginile 14 și 15 sunt dedicate celor mici. Spuneam în ediția noastră trecută despre o apariție editorială, un volum de poezii al lui Paul Romaniuc, un autor ucrainean. Unul dintre cei mai prolifici, să zic așa, scriitori ucraineni din România contemporani. Are 9 volume de poezii, 2 romane și 3 volume de traduceri. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1990, membru al Uniunii Naționale a Scriitorilor Ucraineni din Ucraina din anul 1994.
A primit numeroase premii, dintre care aș aminti doar două. Premiul Asociației Ivan Franco din Chicago, Statele Unite, pentru romanul Drumul fără întoarcere și, în același timp, este laureat cu premiul Corona Carpatica în anul 2006 la Ușgorod. Și multe alte. Într-adevăr, un autor prolific, domnul Paolo Romaniuc, și această apariție recentă, este vorba de Cai roșii ai inimii, Cervoni coni serția, un volum de poezii, cum spuneam. Îl avem acum în legătură telefonică directă pe autorul acestui volum, pe domnul Paul Romaniuc. Bun găsit, domnule Romaniuc, la noi în emisiune. Ne bucurăm să vă avem. Domnule Romaniuc, deja a spus domnul lector universitar dr. Ioan Herbil câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru cei care poate vă cunosc mai puțin, o activitate impresionantă. Acum aș dori cu dumneavoastră să ne oprim strict asupra acestui volum recent al dumneavoastră de poezii, Caii roșii ai inimii, să ne spuneți ce v-a inspirat, cum s-a născut acest volum de poezii. Cred că spațiul în care m-a avut, aici Maramureșul, România, mă aduce la un cuvânt al lui Blaga. Deci fii aproape de pământul tău, de inima ta, a brazilor. Eu încerc să spun ceva foarte important. Adică dacă n-ar fi fost, cum mi-a spus, dacă n-ar fi fost Blaga, n-aș fi nici eu. Văd sau zâmbesc sau așa. Adică am un spațiu juridic care mă vorbesc despre universul al caiilor, adică simbolul universal, adică zborul spre infinit. Caii roșii ai inimii este un simbol, o aducere a minte despre istoria noastră, a sufletului marmureșcan, inclusiv a celui blagian. Este o putere de a crea, de a duce, de a ne scufunda în nadirul, în afundurile mării gândirii. Domnule Romaniuc, spuneți-ne câte poezii găsim cuprinse în acest volum? În acest volum sunt 180 și ceva de poeme. O paternitate a gândirii mele la 60 de ani. Și sunt foarte multe. Domnule Romaniuc, noi vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Din păcate, cred că sunetul, partea tehnică nu este tocmai cea mai fericită. Vă mulțumim foarte mult că ați intervenit și vă așteptăm să ne povestiți mai multe despre toată partea aceasta de activitate literară a dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât anul acesta aveți și o aniversare specială, după cum știu, 60 de ani, și vă urăm încă de pe acum la mulți ani. Numai bine, domnule Romaniuc! Vorbim despre un volum de poezii care a fost apărut cu sprijinul financiar de asemenea al Uniunii Ucrainene ucrainenilor din România, ca de altfel și revistele pe care noi le răsfoim acum. O să trecem mai departe. La Ucrainskei Vistnik avem numerele 11 și 12 și pe pagina 2 aflăm că la Viena a fost ridicat un monument în cinstea cazacilor. Evenimentul a avut loc pe 23 aprilie și monumentul despre care ziceam a fost ridicat pentru că în urmă cu 330 de ani cazacii au apărat Viena în fața invadatorilor turci. Pe pagina 3 sunt descrise două acțiuni organizate de către filiala din Cara Severin a Uniunii Ucrainene din România. Este vorba de Ostania Doroha do domu Tarasa Shevchenko, adică ultimul drum spre casă, știind că Tarasa Shevchenko a murit în Sankt Petersburg, acolo a fost înmormântat. După câteva luni este dezhumat și trupul lui este dus acolo unde și-a dorit, la Caniv. Și cel de-al doilea articol, concertul dedicat marelui Kobzar. Pe paginile 6 și 7, Iuri Ciga ne aduce la cunoștință că deputatul ucrainenilor, domnul Ian Marușcu, a vizitat localitatea ucraineană Putila. Și mai departe, pe paginile 8 și 9,
Aflăm despre conferința științifică dedicată celor 200 de ani de la înființarea SICEI Transdunărene, semnată chiar de către redactorul șef al revistei, domnul Mihailo Mihailiuc. Și din nou la pagina 10 regăsim, aflăm că Ana Maria Calanci a reprezentat Ucraina la Festivalul Internațional TIAMO, care a avut loc la Onești, Bacău. Exact. Iar paginile 14 și 15 sunt dedicate celor mici. Și aș mai menționa doar că un interviu foarte important pe care l-a luat Mihailo Traista de la președintele filialei Maramureș, domnul Miroslav Petrețchi, și prim vicepreședintele Ucrainei din România. Puteți afla ce a făcut filiala în ultimii ani și ce urmează să realizeze. Naș Holos, glasul nostru, o revistă foarte stufoasă. În numărul acesta regăsim pe în paginile acestea. 3, 4 și 5 avem cea de-a 7-a ediție națională de recitare a poeziei, dar aici aș vrea articol scris de Mihailo Traista, dar aici aș vrea să subliniez un lucru foarte important. Domnul Traista a propus ca, începând cu ediția de anul viitor, să fie introdusă și o probă de creație și probabil, speră domnia sa și sperăm și domnul noi Traista că a fost de altfel unul dintre membrii jurului da, în cadrul acestui concurs. Ca participanții să recite din propriile poezii, din propriile creații. Da, foarte interesantă propunere. Pe paginile 8 și 9, Ivan Rebușapca ne prezintă cea de-a doua monografie despre Volodemir Natiuc, scrisă de Mecola Meșenco, unul dintre cei mai mari etnologi ai Ucrainei, membru al Academiei de Științe din Ucraina. Pe pagina 14 și 15 găsim și o traducere în limba ucraineană a câteva sonete, canționetă și versuri realizate de către Mecola Bajano, o traducere a lui Dante Alighieri, a unor câteva sonete, a câteva sonete da, a lui Dante Alighieri. Date noi și interesante, cu această ocazie ne propune, ne prezintă același Ivan Rebușapca. De asemenea, găsim publicate pe paginile 16 și 17 poezii al unor poeți ucraineni contemporani, de exemplu Ivan Cova și Paulo Romaniuc, și mai multe fragmente din operele scritorilor ucraineni, Mihailo Hafia Traista, Ana Traista și așa mai departe. Vom încheia, ca de obicei, în ultimul rând, dar nu cei din urmă, cum ar veni, cu cea mai tânără revistă. Cu cea mai tânără revistă, revista Zvone, Clopoțel, dedicată celor mici. Suntem la numărul 75 și găsim aici numeroase povestiri povestioare dedicate. Da, în general se găsesc în cadrul acestei reviste diverse povestioare, ghicitori, desene pentru cei mici, poezioare specifice. Da, aici aș aminti, pe pagina 8, avem, exact, mi-a tras și mie atenția. Poezia povestioară Pădurea copiilor, Lizitei, scrisă de Tudor Arghezi, da, în traducerea lui Volodemir Pianov. Pe pagina 15, domnul Rebușapcă ne aduce și un calendar al naturii, unde locul important îl ocupă cea mai călduroasă perioadă a anului, bineînțeles, vara. Din păcate, timpul nostru s-a apropiat de final. Vă mulțumim foarte mult, ca de obicei, domnule Herwil, pentru intervenția dumneavoastră. Vă așteptăm luna viitoare cu numerele din iulie, deja. Stimați telespectatori, mulțumesc mult că ați fost și astăzi alături de noi și vă aștept, ca de obicei, aici, pe TVR Cluj și săptămâna viitoare. Toate cele bune!